Salut, bă, ce faceți? Eu nu fac bine, eu fac foarte rău, presupun că voi faceți bine. Ei bine, ce am zis eu? Am zis că, bă, ați fac un sketch, că am muncit, nu știu cum, am uitat undeva la 70% din sketch-ul ăla, mai aveam thumbnail-ul și puțin ceva pe fundal, o voce, o treabă. Păi, frate, și am plecat afară. Și ce am zis? Bă, eu pun calculatorul pe sleep mode, da? Am zis, bă, eu știu ce o se întâmple, nu credeam că atât de grav, dar am zis că știu ce o se întâmple. Bine, eu l-am închis, din obișnuință, l-am închis. Ei bine, și acum am... Ia să vedem, bagă ăștia care dau mesaje pe fâini. Bă, ce se întâmplă? Suntem aici cu PC-ul lui Sneak, cu monstrul lui Sneak. Și ce se întâmplă? Apăsăm și nu merge, bă. L-am desfăcut, nu știu cum, am încercat să conectăm și circuit pe aici. Vedem aici, frumos, aici, Andra, aici, salut, Andra. Băi, și nu știu cum, nu mai știu ce să-i fac. Am înțeles că poți să muți, nu știu cum, butonul de deschidere pe celălalt buton. Că ăștia când mi-au livrat PC-ul, mi-lor rol prost. În sensul în care, nu știu, n-am găsit un circuit de aici și ăsta merge foarte greu. Merge undeva la 6-7 atingere, odată l-am rezolvat, acum nu mai știu ce să-i fac. Deci, dacă unul dintre voi are idei și se pricepe, bă, eu sunt pe Mate Info, că învăț cu acolo, că mai învăț cu nu știu ce, că nu Mate Info, că eu fac de-aia, boss, că nu știu cum. Bă, ajutați-mă, boșilor, și pe mine, vă rog eu frumos, că eu nu mai știu ceva, așa ar trebui să îl pun numai pe sleep mode. Și aș putea, dar ar fi, cred că aș putea consumă și mai mult curent și fiind dita mai monstru, ar merge foarte greu, așa că please help me, eu o să încerc să-l deschid acum, dar vă rog, am calculator de 4 și